els amor, no brau sa entristats, sa pintats i sa jucats, una zori. Si dacă din când în când o să mă primiți în gând, voi fi și să jucați vânători. Și dacă din când în când o să vă primiți în gând, voi fi aproape de voi. Motivul principal pentru care ei se află aici la Brezoi este că l-au iubit tare mult, l-au admirat și l-au respectat pe Adi Bărar. Lucru care nu se va termina, evident, niciodată. Lucru pe care îl simțim cu toții. Așa că îi lăsăm să se exprime în seara asta, cum știu ei, cel mai bine și să spună ei ce gânduri poartă pentru acest titan al muzicii rock, Adi Bărar. Voi sunteți într-o relație specială cu Cargo și cu Adi Bărar. Cum a fost seara aceasta aici la Brezoi? A fost emoționant în primul rând. De când am primit invitația să venim aici, a fost extrem de emoționant pentru că am început să ascultăm rock românesc cu Cargo, cu Iris, cu Phoenix și în perioada în care încă nu aveam o trupă, ei ne-au împins cumva în direcția asta. Ne-am dorit să fim ca ei. Nu am crezut niciodată că o să ajungem să fim prieteni nici cu Cargo, nici cu Phoenix, nici cu Cristi Minculescu sau mai știu eu cu toate legendele astea. Însă în final, uite că împărțim scena și astăzi ce să spun, a fost și bucurie mare să ne întâlnim cu toți prietenii noștri, dar a fost și o tristețe cumva în sufletele noastre să cântăm pentru Adi. Nu m-aș fi gândit la lucrul ăsta. Nu. Păi salut pe toți românii din Canada. Știu că vă este dor de țară. Uite, în felul ăsta mai luați contactul un pic și cu România. Sperăm să ne vedem într-o zi și față în față, nu doar pe ecran. Mersi mult de tot!
bine, bine. Tare. Evenimentul de astăzi, Mentorog Gathering, organizat în memoria regretatului Adi Bărar, din punctul meu de vedere este evenimentul muzical pe care noi l-am organizat cu încărcătura emoțională cea mai mare dintre toate cele pe care le-am făcut până acum. Adi a fost un prieten de-al nostru, un apropiat, trupa Cargo, am colaborat cu ei de foarte multe ori, inclusiv anul trecut la Brezoi în plină pandemie. Adi Bărar a concertat de trei ori la Brezoi, de două ori cu formația Cargo și odată cu proiectul său de blues, Adi Bărar Blues Band. Din păcate, Adi ne-a părăsit în iarna anului care a trecut și acest festival în memoria lui este unul cu o încărcătură emoțională peste cuvinte. Toți prietenii lui Adi s-au strâns aici, toți colaboratorii apropiații lui, artiștii care i-au fost prieteni și cu care am părțit scena atât de mulți ani, vin și cântă la Brezoi în memoria lui. Weekend de weekend aproape în Brezoi se întâmplă câte un festival, iar lumea vorbește și vorbește de bine din ce în ce mai des și mai mult de Brezoi și de fenomenul Brezoi, am putea spune, pentru că spre mândria și încântarea mea, oamenii cu care vorbesc, care vin și călătoresc din orașele mele ale țării, îmi spun: domne, ce se întâmplă la Brezoi, știe toată lumea. Toată lumea afla de Brezoi, toată lumea vine la Brezoi ca atare în cele două seri care au trecut până acum din acest festival în memoria lui Adi Bărar. Am avut în cele două seri adunat peste 3.000 de participanți și asta spune multe. Mulțumim pentru implicare și vrem să vă mulțumim pe această cale pentru tot sprijinul pe care presa de calitate pe care o faceți o aduce industriei muzicale, pentru că fără implicarea jurnaliștilor care încă mai simt ce e frumos și ce e corect, ar fi foarte greu pentru noi organizatori. Faptul că aceste vorbe poate vor ajunge la românii plecați de mulți ani în străinătate ne bucură și vă așteptăm în România, vă așteptăm la Brezoi, vă așteptăm la muzică frumoasă și să ne revedem cu bine. Yeah.
fost o bucurie după o perioadă așa de lungă de pauză creată de această pandemie care a afectat întreaga omenire. Am avut bucuria să simt alături de colegii mei trăirea scenei, să simt ceea ce îmi lipsea de multă, multă vreme. Este trist orice eveniment de genul ăsta, dar până la urmă eu cred că dacă e să vorbim așa, că el ne aude de acolo de sus, cred că s-a bucurat că au venit atâția artiști și atâta lume. Ai văzut ce era în față? La comemorarea asta, ce să-i zic? Refuz să cred că nu mai este. Nu l-am cunoscut, adică să spun, vai ce prieten am fost, dar tot timpul l-am remarcat ca prezență, ca om, ca virgulă instrumentist și e prea puțin timp ca să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai este. Adică cumva cred că va exista în continuare până piesele, până trupa care merge și trebuie să meargă mai departe. Vreau să mi-l amintesc pe Adi cu bucurie, nu cu tristețe. De fiecare dată când ne întâlneam, cum spunem noi, ne întâlnim pe traseu, mereu mă întrebam, zice, ce faci, Puștule, cum merge treaba? Zic eu, ok, toate sunt în parametri. Vreau să mi-l aduc aminte cu bucurie, nu cu tristețe. Adi era o fire așa, mai lumea, cum să zic, dacă nu-l cunoșteai, zice, mamă ce ifosea are, mamă ce... Dar era un tip mișto ca și caracter așa, un simbol totuși al rock-ului, așa ne românești. Și vreau să mă ajutați să ne invităm în scenă, să ne încurajăm pe David Cristian! Apropo, a fost singurul elev pe care Adi l-a avut. N-am pierdut pe Adi, n-am pierdut doar un coleg, am pierdut un frate, un prieten. Ne-am petrecut viața niște zeci de ani, mai mult decât cu familiile noastre. Și a luptat pentru un crez, crezul ăsta care se cheamă Cargo. Și la care ne-am alăturat și noi. Și a devenit o parte din noi. Și a devenit o familie. A fost foarte complicat în seara asta.
Sincer, a fost mai complicat decât credeam, dar datorită oamenilor din față și acelor care ne înconjoară, am reușit să o scoatem la capăt. Pentru că inițial nu știam cum o să ducem la capăt. A fost mult prea intens și greu. Dar ăsta e rocul. Este greu de discutat despre momentele acestea, dar asta este realitatea. Datorită lui Adi Bărar suntem cu toți aici. Adi Bărar nu mai este cu noi, dar nu mai este pe scenă. Cum va fi Cargo după acest moment? Va fi Cargo după acest moment. Pentru că rocul trebuie să dăinuie. Este o stare pe care trebuie să o ducem mai departe. Nu e preferențial. Trebuie să mergem mai departe. Cum te simți? Ai preluat o răspundere mare totuși. Da, am preluat o răspundere mare, dar mă simt pregătit să duc mai departe ce a început Adi și mă simt foarte bine făcând asta. Ați văzut reacția publicului din astă seară. L-au acceptat fără nicio problemă. Înseamnă că copilul pe calea cea bună. Ai fost elevul lui Adi Bărar? Da, am fost elevul lui și am fost și foarte apropiați. Vorbeam foarte mult, nu doar despre muzică sau despre chitară, și am învățat foarte multe lucruri de la el. Ce simți tu când pleci de pe scenă, mai ales în fața unui public de aici, de la Brezoi, unde Brezoi este o localitate relativ mică, care adună lume poate mai mare decât în marile orașe? Așa este, acest festival a prins aripi, se dezvoltă pe an ce trece. Ce simt eu? Simt că nu vreau să mă dau jos de pe scenă. Mi s-a făcut o invitație pentru canal, dar cum ați primit această veste? Bucurie. Ar fi prima ieșire a formației peste hotare. Nu, mint. Formația mea a ieșit în Franța la Revoluție. Atunci s-a făcut o deplasare în Franța. Dar în formula asta ar fi prima deplasare în străinătate. Cum ați depășit perioada asta a pandemiei și cum a fost revenirea? Da, o perioadă destul de ciudată. Nu ne-am regăsit în ea. O perioadă în care am fost obligați să stăm. Am fost rupți de ceea ce am fost noi obișnuiți să facem, drumuri, concerte. În prima fază am crezut că avem posibilitatea să lucrăm la niște melodii noi sau să lucrăm ceva, dar nu am avut nicio stare, n-am avut nicio inspirație în direcția respectivă. Revenirea a fost destul de firească, cumva. Yeah.
Thank you.